Acum Plahotniuc face operația numărul 2. Ați văzut cu toții, acum, recent a avut loc un eveniment foarte important, eveniment de nivel mondial, în China, unde delegația din Republica Moldova a fost prezentată de Alexandru Pânzari, ministrul de interne, ministrul justiției și Botaru. Domnul Sati, ce fel de eveniment, dacă puteți mai precis să ne spuneți, despre ce eveniment e vorba? Da, deci merge vorba, Interpol a organizat un eveniment la care au fost invitațiile toate statele membre a Interpolului, deci peste 190 de țări, unde s-au mai ales și în funcție unele persoane, cum a ajuns acolo și prin Dorin Leca. Acum, înțeleg că ceea ce voi declara acum o să aibă consecință, o să iasă mâini, o să înceapă a scrie raporte prin Bruxelles, prin Lyon, uitați-vă, de unii usate deține o informație sau alta. Dar mă rog, dacă au participat la acest eveniment peste 2000 de oameni, mulți care au fost trăsniți în sens direct a cuvântului de ceea ce au văzut ei acolo din partea delegației Republicii Moldova. Deci, Fridorin Lecari a fost ales. Publica de dimineață până seara a demonstrat, iată, Fridorin Lecari a intrat în acest Consiliu a Interpolului, va răspunde deja de Europa, deja l-avem pe unul părlog acolo, mă l-avem și pe Fridorin Lecari. Deci, pentru a-și prezenta candidatul și a prezenta țara, toate statele, inclusiv mai multe state din UE, s-au prezentat candidații, CV-ul, le-a prezentat cineva din conducerea, din serviciile speciale din aceste țări. La noi, flăcăii noștri au organizat un banchet la care au fost hrăniți peste 2000 de persoane. Asta ce și-a organizat moldovenii. Acum eu încerc să aflu cât a costat această sală, cine a achitat-o și întrebarea asta trebuie să o punem toți, cu toții domnului Jezdan. Chiar că am și niște poze de la banchetul ăsta unde... Dați-o în prim plan să vedem. Ce poze sunt astea? Deci poze de la banchetul ăsta din China. Iată, îl vedeți aici pe domnul Jezdan cu Cibotaru pe scenă. Vedeți că avem și muzicanți. Asta este banchetul, mă rog, la care au fost prezenți cei membrii Interpolului, din toate statele membre. Da, deci din fiecare țară, dintr-o țară putea fi o delegație de 5 persoane, din alta de 8, din alta 3, depinde. Deci okay. Vă dați seama să prezint domnul Sati, un viitor... Care... Domnul Sati, da. Ce este ilegal aici în acest banchet? Eu pot să vă spun un lucru, nu vă supărați, dar cred că știe toată lumea că am organizat eu mai multe petreceri în viața mea. Și de 100 de oameni, cea mai mare am avut-o de 500 de oameni și cunosc foarte bine cât costă o petrecere de 500 de oameni și pot doar să-mi dau seama cât a costat petrecerea la care au fost hrăniți peste 2000 de persoane. În China a fost adus special peste 3 toane de băuturi alcoolice, mă rog, da, dintr-un punct de vedere e ok că au promovat Cricova. Da? Cricova este una din istoriile Republicii Moldova, este o întreprindere de stat care trebuie promovată, dar când voi veniți să alegeți un om cu 3 tone de vin și o dat peste 2000 de pachete cadouri la funcționari din alte state, pot să vă spun că 3000 de tone de vin, un banchet, puneți 2000 de persoane, puneți câte vreo 20 de euro de persoană și vedeți ce sumă. Merge vorba de milioane de lei. Eu am o întrebare, fiind cetățean al Republicii Moldova, fiind o persoană care achită anual taxe ca persoană fizică de 3-4 milioane de lei în comparație cu alții, eu am o întrebare. Cine a achitat acest eveniment 10 de muzicieni? Plahotniuc s-a obișnuit strimate miresă la evenimente de genul ăsta, cum a făcut odată trecut cu prălog, ok. Cei care am vorbit din UE, delegația din una din țările Baltice, delegația din alte state, ei spun, domnule Usate, chinezii, partea care a primit acest eveniment, a organizat, au făcut niște ochi mai mari decât îi au moldovenii voștri. Când au văzut cu ce bogăție, cu ce lux și s-au dat și ei întrebări. Vă dați seama că asta merge vorba de o influențare, da?
Când după asta el înaintează pe Florin Dorin Lecar din partea Republicii Moldova ca candidat la una din funcțiile importante din Interpol și stau la ușă milicionerii din Moldova și dau pachete cu coniac, cu vin, achită banchete peste 2000 de persoane, nimeni în istoria Interpolului, de când există această organizație internațională, nimeni nu s-a permis așa ceva, nici o țară niciodată. Vă dați seama că stăteau americanii care au rămas șocați și cei cu și slaudă moldoveni, că cu majoritatea voturilor Fridolin Lecar a fost ales într-o funcție importantă în Interpol și va răspunde Europa. Ca să înțelegeți, discută colegii între ei dintre țări diferite, așa cum inclusiv domnul Kosovan încearcă la unele televiziuni să spui că sunt din mafia una sau mafia doi, care o cunoaște doar domnul Elu și domnul Plahotniuc. Eu astăzi vorbesc cu, și am declarat de mai multe ori, cu persoane din mai multe țări și îi spun că, Renat, l-au votat doar cei din Africa și din Asia pe moldovanul vostru, că la noi lumea s-a speriat, la noi nimeni nu vine la promovarea candidaților cu 3 tone de vin, cu mirese, cu pachete și așa mai departe. Înțelegeți ce s-a făcut acolo? Și acum chiar vreau, sper că mai vede cineva din deputația Parlamentului să facă o interpelare domnului Jezdan, să ne explice câte milioane au fost cheltuite în această vizită în China. Nu vorbim despre bilete la avion, oricum ca atare și astea. Să văd eu, erau foarte multe persoane fizice implicate, din afara Maiului, da, care erau tot acolo, în delegația Republicii Moldova. Și să avem niște răspunsuri.